Chiar dacă primele zile ale lunii septembrie au fost dominate de vreme instabilă, în următoarele zile județul Mureș va avea parte de multe grade Celsius. Potrivit meteorologilor, începând cu data de 16 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade Celsius. Pentru astăzi, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. Pentru mâine, vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, iar cele minime între 15 și 19 grade. Dimineața, în zonele joase ale județului, se va semnala ceață, izolat. Cea mai caldă zi va fi în data de 18 septembrie, când vor fi înregistrate 34 de grade Celsius. Pentru ziua de poimâine, vremea se va menține frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 34 de grade, iar cele minime între 15 și 19 grade. Cele mai mari temperaturi din județ vor fi înregistrate la Târgu Mureș, Târnăveni și Sărmașu.